Ce va determina să veniți la vot? Poftiți? Ce va determina să veniți la vot? Pă cum să nu? De mai de un aer mai bun, mai curat, mai... Și atunci de ce unii nu vin? Au venit puțini. Aia e problema lor. N-au un cap de treabă. Nu gândesc mai mult la viața lor. E adevărat, sau? E adevărat. Cu ce să trăim? Ei, cu speranța că poate. Uite, zic că sunt cu grevă pentru combinatul ăsta. De când și moare la oameni și la copii. Dar nu-i bagă nimeni în seamă. Că le pare bine că rămâne pensii, că n-are la ce mai dat de mâncare, nu le ajunge lor banii. Nu, bine? Bine. Nu, să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru după asta trebuie spus. Noaptea, cum noaptea, mă pun în pas și dorm și las pe pigeamul crepat, așa, ca să se vadă. Nu mă pun bine. Eu dorm, dar mă pun bine așa că nu mai am aer să mai răsuflu. Nu, și mă ustură pe nas. Imediat mă trezesc când dau cu seama, imediat mă spăl cu apă pe obraz și îmi dau cu seama că ce e. Și închid și când mă uit pe geam, și furnalele, și negre, și albe, uiește pește blocul nostru trece. Nu, o să trăiesc că inima și plămânul și ficatul în tine. Poate nu se mai poate. La statul ăsta dacă pare rău de oameni și nu le pare rău de bani, dar ei vrea să moară oameni, să nu dea bani să le rămâie lor. Asta vrea statul. Dar dacă vrea și poate și-a făcut acum aprobarea asta, că o să aprobe, să dea măcar și să facă un aparat de la ca să vadă la dreptate, mă, pentru din cauza asta moare lumea. Atâta lume, jumătate din țară, canceroși, în mâncare bagă, nu? Să facă ce trebuie. Fum tragem, cum să mai trăim? Așa-i. Da, dar să vezi dumneavoastră un copil așa, să-l vezi bolnav din cauza asta, ați putea, n-ați mai putea. Nu le putea, dar totuși, vedeți, sunt toți oamenii știu lucrurile astea, dar puțini au curajul să mai spere, să mai iasă, să mai voteze. Uite, eu n-am 80 de ani, dar sper în asta că dacă oamenii lucră cu dreptate și pare rău de oameni și de lume, atunci poate că să facă, să lucre la dreptate, dar dacă nu apă, nu face nimic. Dacă ține că tăie cum face, ai văzut pe aia ce vile ar. Ai văzut ce avere mare are ăia și noi murim de foame, nu ne ajunge banii de medicamente. Știți asta? Știm. Nu știți. Nu. Eu am pensie 6 milioane pe lună, din care 2,50 dau pe medicamente, plus alelante, pe numai că eu sunt singur acasă. Nu vorbim ca apa cu noi, iutele, ce ce zi. Nu. Măi, poți trăi. Și ne bagă și ei bun, și mâncare, și în aer. Dacă poate, cei ce vin la putere acum să ție la oameni, la dreptate, mă refer la dreptate, cei ca și un plus traița, să lase stilă pe ăla, să le ajungă. Să le ajungă și să judece la dreptate, să ție la popor, dacă vrea să meargă oamenii la voturi. Dar ei vorbesc și nu face ceea ce zice. Mai avem ceva pe fabrică în România asta cum trebuie, mai ales să se vezi, că nu merge nimica. Mi-a auzit pe fabrică să sune. Mi sună fabrica de pele, alta ba. Și de ciorapi. Sau de ciorapi, atâta. De ciorapi. Alta nu mi-a sună niciuna. Unii sunt când o făceau ce zic, că te ferei, că ești așa de la biserică, oamenii. Unde lumea? Unii sunt fabricile. Ce s-au făcut? S-au vândut. Pe nimic, ca toată. Și unde-s banii? La unii în buzunare. Și la cine? Corect. Tot la aia care are, care a putut face asta, tot care a avut-o putut face treaba asta, că unul eu sărac care n-a împărit bani de pită, nu s-o sare să fac treaba asta, că nu mă bagă nimeni în seama. De pe, din blocul dumitale au ieșit oamenii la vot? Urmă ieși și eu zic că te le zâmele sus, zic acolo și votați, păi ce aia și zâmeleți acolo. Păi unii că zic, mai trezut, dar mă vin oameni, mai trezut mai cald. Nu, Doamne ajută! Mai trebuie Domnul să vă dea sănătate, să se judece la dreptate, mamă, dacă face dreptate în țara asta, apă oamenii, face, e mai mult minte ca decât face. Ce v-a determinat să ieșiți la vot? Ați fost convins de cineva sau o faceți din convingere personală? Din convingere, este un lucru important în orașul nostru. Este o stație care am înțeles că nu mai monitorizează neapărat o întreprindere. Este necesară. E bine.